Într-o societate unde aproape totul este digitalizat, o carte este o soluție de a petrece timp de calitate. Un roman de dragoste frumos împachetat poate fi o surpriză plăcută pentru oricine. Așadar, administratorul secției Împrumut pentru Adulți, din cadrul Bibliotecii Județene Buzău, vine cu o propunere pentru iubitorii de carte. Prin serviciul de împrumut, buzoienii pot veni să ia o carte al cărui titlu nu-l vor cunoaște. Singurul indiciu este faptul că, fiind luna iubirii, subiectul romanului va fi dragostea. Ideea a avut succes, iar buzoienii s-au dovedit a fi deschiși la romane de dragoste, chiar dacă titlul cărții îl află acasă după ce desfac pachetul. Zilnic, bibliotecara împachetează cărțile, ornează frumos și cu multă dăruire, ca pe un cadou. Au fost încântați de provocarea lansată și S-au bucurat și unii dintre ei și-au manifestat dorința de a participa, de a fi implicat și în alte proiecte. Da? da? Așa? Da. Noi încercăm să aducem din nou utilizatorul la bibliotecă și atunci, pentru Dragobete, oferim celor care iubesc romantismul în mod special această carte îmbrăcată în coperți de către colegii noștri, cu inimioare, cu simboluri ale iubirii, și îi provocăm să le ia spre lectură și după aceea să ne spune dacă le-au făcut plăcere acele titluri. Dacă în pachet cititorul găsește o carte pe care a mai lecturat-o, acesta poate alege alt pachet. Așadar, buzoienii sunt așteptați la o incursiune în lumea poveștilor de dragoste. Pentru că ideea întâlnirii pe nevăzute cu o carte a avut succes, bibliotecarii instituției spun că vor continua să ofere publicului surprize inedite în următoarea perioadă.